Pe 30, pe 30 septembrie, din câte te cunoaștem, expiră contractul cu Moldova Gaz. Da. Ce face guvernul ca prețurile, prețul la gaz să nu crească așa cum deja, de fapt, a fost anunțat în public până la 30%? Noi vedem că... Și, în general, noi, puti, noi trebuie să ne așteptăm la creșteri prețurilor în lans, pentru că exact despre asta vorbit ieri fostul prim-ministru Ion Sturza. Moldova Gaz negociază extinderea contractului cu Gazprom la condițiile care au fost până acum. Deci guvernul a avut mai multe discuții cu Moldova Gaz, a făcut anumite analize și deci a s-a informat despre a, situația la zi. Moldova Gaz negociază Vedem care vor fi rezultatele. În același timp, noi vedem că prețurile la gaz anul acesta s-au comportat neobișnuit și a crescut prețul la gaz în toată lumea, chiar și în lunile de vară, adică în perioada când nu se încălzește. Și asta pentru că au scăzut stocurile în depozitele. La sunt mai creaștere? mulți factori. Ca să înțelegem, la ce da. creștere vă așteptați dumneavoastră în calitate de prim-ministru pentru că trebuie să faceți pronosticuri? Pentru că la noi, dacă te uiți, cam toate fabricile din țară sunt pe gas. Nu, nu voi face pronosticuri, să vedem care vor fi rezultatele negocierilor, deci să vedem care, cum, cum va evolua prețul conform acestui contract și vă reamintesc că după aceasta ANRE uh, trebuie să ia anumite decizii deci asta va dura în timp. Eu uh, nu, nu, vreau să fac declarații irresponsabile uh, înainte ca să existe dată. Dar creșterea acestui preț, șeful Moldova Gas va vorbit despre creșterea de, 30, da. de circa 30%. Creșterea prețului la gas va duce la creșterea prețurilor, per general, pe țară. La tot ce noi consumăm în același magazin. Și aici următoarea întrebare este, nu vă reuși că acea pensie minimă de 2000 de lei care va ajunge în buzunarele oamenilor, Va fi, de fapt, mâncată de inflație? Într-adevăr, după cum am spus anul trecut, toate statele, mai puțin Moldova, au cheltuit bani pentru a-și susține economiile. Au dat plăți directe pentru subvenționarea salariilor, au ridicat plățile sociale, au dat bani ieftini agenților economici. Aceasta a dus la creșterea prețurilor în foarte multe țări. Moldova crește din importuri și avem acum o inflație importată. Sau am văzut, au crescut prețurile la materii prime, la materiale de construcții. Deci noi importăm această inflație sau creștere de prețuri. Evident că noi avem mecanisme care să ajute oamenii să facă față Acestor creșteri, da? De exemplu, mecanismul de indexare este unul din aceste instrumente. Pensiile vor fi indexate cu 3,8% aproximativ pentru toată lumea, nu doar pensia minimă. Deci toată lumea va vedea o indexare a pensiilor. Deci, inflația va fi. Deci, încă calculăm. Mai, deci, o va fi, deci fi mai mare decât aceste 3,6%. fi mai mare decât aceste 3,8%. Aceasta este inflația pe a doua jumătate a anului. Sau, deci, avem la moment indexarea și pe 1 aprilie și pe 1 octombrie. Deci, o să vedem care va fi inflația. Deci, trebuie să avem și anumite prognoze dar și trebuie să vedem real cum deci, vor crește Concret, creștori. omul de acasă, pensionarul, va simți această creștere sau el nu va simți pentru că va merge la magazin și va plăti va prețuri, pentru va cumpăra că... produse cu prețuri mai de mari? De acord, eu înțeleg preocuparea. Vor fi, chiar dacă vor fi prețuri mai mari, creșterea pensiei, practic 427.000 de oameni vor vedea o creștere fără precedent a pensiilor. Deci cu 300-400 de lei pe lună. Deci această creștere va fi mult mai mare în uh, termeni reali, asta cei care decât, astăzi nu au pensie decât creșterea mai mare de, 2000 da, de lei. Decât creșterea prețurilor. Domnul prim ministru luăm aici scurtă pauză revinim.